Cu o zi înainte de debutul noului sezon de Liga a III-a, colega de serie a mușcelenilor, Vișina Nouă, a anunțat Federația Română de Fotbal printr-un comunicat oficial că se retrage din competiție. Astfel, seria a III-a va număra doar 14 echipe, nu 15, așa cum se anunțase inițial. În atare condiții, întreg calendarul competițional din serie a fost dat peste cap. În acest sens, nicio echipă de-a lungul turului de campionat nu va mai fi nevoită să stea atunci când nu are adversar. Federația Română de Fotbal a luat opțiunea de a face un nou țintar pentru seria a III-a, așa că mușcelul Câmpul Lung nu va mai sta în etapa a VIII-a. Prin renunțarea echipei din Vișina de a mai continua în Liga a III-a în acest sezon competițional, nicio echipă nu va retrograda din seria a III-a. Un lucru îmbucurător pentru mușcelul Câmpul Lung, dacă avem în vedere că la finalul ediției trecute de campionat, echipa retrograda lamentabil în Liga a IV-a. În altă ordine de idei, în acest sezon, mușcelenii au o oportunitate de a forma o echipă puternică la Câmpul Lung, așa cum era ceva vreme în urmă și care să readucă la stadion fanii.